Fondurile repartizate primăriilor din Timiș pentru susținerea programului de dezvoltare și de infrastructură locală, alături de sumele alocate drumurilor comunale și județene, au fost blocate de către prefectul Mihai Ritivoiu, după contestarea acestora de către grupul consilierilor județeni ai PSD la începutul acestui an. Săptămâna trecută a avut loc procesul între CJ și prefectură, însă Mihai Ritivoiu nu s-a prezentat. Ei bine, am constatat cu neplăcută surprindere faptul că prefectul PSD alege să boicoteze acest proces, neprezentându-se la termenul de săptămâna trecută, mergând pe această linie a presiunii pe primari în scop electoral, în scopul de a obține voturi pentru candidatul PSD la alegerile din 9 iunie pentru Consiliul Județean. E o chestiune inacceptabilă din punctul meu de vedere, arată o disperare fantastică a celor de la PSD să pui în situația de a intra în incapacitate de plată zeci și zeci de comunități care depind de acești bani care vin de la Consiliul Județean. Mi se pare o crimă față de interesele acestor colectivități locale și să șantajezi cu acești bani sau cu presupuse suplimentări anumiți primari, mi se pare iarăși la limita bunului simț, ca să fiu foarte elegant, față de cei de la PSD. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, spune că s-au căutat soluții pentru a debloca banii care trebuie să ajungă în UAT-urile din județ. Sigur, avem varianta alocării acolo unde sunt urgențe semnificative din fondul nostru de urgență pentru anumite primării, dar evident acest fond de urgență nu e constituit pentru genul acesta de alocări, că nu e ca la guvern. Sau avem și varianta revocării hotărârii dacă există această solicitare din partea primarilor și există evident consens politic la nivelul grupurilor politice. Sigur, ne gândim cum putem să scoatem castanele din foc aruncate de către cei de la PSD prin contestarea iresponsabilă a acestor două hotărâri ale Consiliului Județean. Alin Nica spune că nu a existat temei legal pentru decizia prefectului de a contesta repartiția banilor și că acțiunea lui a fost o pură răzbunare politică.